Știu că e la modă în România, chiar dacă nu prea mai avem fotbal la nivel înalt, să-ți duci copilul la fotbal. De ce? Că asta vezi pe stradă, asta vezi la televizor și asta vezi în general la știri. Dacă apare și un Gigi în familia ta, s-ar putea să faci din ăla micul ceva. Noi îi apreciem pe părinții care sunt mai deschiși la minte și își trimit copiii la mai multe sporturi pentru ca ăla micul la final să aleagă el. Sunt ușor subiectiv pentru că am practicat mulți ani această formă de artă marțială. De asta îndrept părinții din jurul meu să-și dea copiii la karate. Și Hanna Aurel Pătru a venit alături de noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Și Hanna Aurel Pătru, bunic la 28-29 de ani? 29. Ați devenit bunic? Da, da. Aoleo, am pierdut niște ani. Mai dat de gol, gata, nu mai... De la ultimul grătar, iată câte s-au întâmplat. Noi facem parte dintr-un grup comun de prieteni și ne știm și mai mult. Cu cine ați venit? Am venit cu o gașcă, între ghilimele spus simpatică, cu 6 copii foarte talentați. Da. Ei sunt probabil viitorul karateului. Din păcate nu se investește în ei, asta e altă poveste, dar sunt 6 copii talentați. O să prezint pe copii în prima oară, o să încep cu Horia. Horia este centură verde, Carina, Ricardo, Adina, Aurora și Eric. Și mult mai titrați și mai vechi și experimentați, Mario, care a trecut la tineret acum de curând, este centură neagră, și Alică, care este centură neagră, care a trecut și el de curând la seniori. Pe ei i-am mai văzut. Copiii au avut treabă în weekend, înțeleg. Au fost da, un stagiu. Au fost un stagiu, i-am avut invitați pe Sensei Colin Pat, antrenorul Angliei, și pe Sensei Milorad Ciopic din Serbia. Sensei Colin Pat, mai mult expert pe kata, iar Milorad Ciopic pe kumite. Da. Și chiar a fost un stagiu foarte interesant. Au participat în jur de 150 de karateca din cadrul departamentului nostru de karate. În ciuda vremii urâte, în ciuda faptului că e zăpadă multă, a fost frumos, chiar a fost frumos. A fost frumos. Copiii ne-au pregătit un momentel. Vreau să înțelegeți despre acest sport, că nu conține contact la vârsta asta. Și pe copii nu o să-i vedeți nici vineți, nici juliți, nici bătuți după câteva zeci de antrenamente, ci o să-i vedeți desigur mai disciplinați și mai organizați. Din mai multe puncte de vedere, nu dezvolt. Vă rog. Copiii sunt la prima demonstrație. Chiar și probabil că au emoții, ne cerem scuze dacă vor fi mici desincronizări. Da, noi călim aici. Păi da, îi călim ca în filmele cu Bruce Lee. Vă rog. Ok, hai, deci luați perec, copii. Perec, fiecare cu cine pică. Acum, na, cum e norocul la sală. Intercalat. Carina și cu Ricky vreau la mijloc, exact cum ați lucrat la trecută și vă împart asta. Okay. Doi pași mai spre public, cu toții. Hai. Musubidaci. Rei. Ioi. Hai, come on! Da! Prima combinație. Hai. Hajime! Da! 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 Hajime. A doua combinație. Hajime! Hajime. Și a treia combinație. Hajime! Hajime! Musubidaci. Rei. Ioi. Bun, puteți să luați loc înapoi. Care sunt cei mai mici copii pe care aveți la sală? 5 ani. Chiar sunt și copii de 4 ani și jumătate, dar bine, nu putem să spunem că fac karate. Vin mai mult, părinții aduc mai mult pentru a-i educa un pic, pentru a-i disciplina, nu prea să mai înțeleg cu ei acasă. Pentru colectiv? Și exact, pentru a socializa, normal, să învețe să se comporte și să vorbească cu alți colegi. Știi foarte bine că în sala de karate noi nu facem discriminări. Da. Și știi foarte bine că învățăm
să se respecte, să se salute, să nu se bârfească între ei și așa mai departe. Lucruri care nu prea se mai fac astăzi, din păcate. De multe ori sportul sau o tabără bună îți organizează copilul altfel decât reușești tu acasă cu rugămini sau chiar cu nuiaua. Clar. Pentru că în colectivul ăla copilul intră în altă fază a disciplinei și nu vorbim aici de dresaj, că nu e câine, dar totuși poți rezolva lucruri pe care acasă te chinui să le rezolvi. Și mai încă un lucru, au câteva exemple, exemplele contează foarte mult. Sunt câțiva karateca excepționale, noi îi știi pe Radu Todireaș, Bogdan Lipianu și alții, da, care sunt niște modele pentru copii. Au un comportament foarte bun, sunt, pe lângă faptul că sunt sportivi de excepție, sunt și niște tineri, niște oameni tineri. Nu mai sunt chiar așa de tineri nici ei, dar sunt oricum deosebiți. Și atunci copiii au aceste modele, iar părinții sunt încântați să-i lase pe copii să practice karate. În momentul în care intră într-un dojo și au răbdare părinții să-i lase măcar 3 luni sau 6 luni, e greu după aia să-i mai ia de acolo. Părinte, mi-a fost greu și mie. Hai să-i vedem pe băieții mai mari. Noi ne pregătim de naționale acum în luna martie și urmează europene, dacă nu europenele, în mai, în Subotița, în Serbia. La Serbia. Hai să-i vedem pe băieți. Bine de multe alte sporturi, aici ne salutăm și la începutul luptei și la finalul luptei, indiferent de cât de tare îți urăște adversarul. Oricum, la cumite știți bine că spre final nu e tocmai bine, dar cu toate astea nu ai voie să părăsești tatami până nu-ți saluți adversarul. Urmează un an interesant pentru lotul nostru? Urmează un an interesant, o să avem destul de multe acțiuni. Din păcate, ca să fiu sincer, simt că nivelul a scăzut un picuț, numărul sportivilor, de fapt, nu nivelul, pentru că interesul pentru karate din partea Ministerului Sportului este din ce în ce mai scăzut. Anul trecut, în 2016, am participat la toate competițiile pe banii noștri 100%. N-am avut nici cel mai mic suport. Mă întreb oare acum eu așa, o federație olimpică ar fi rezistat în condițiile noastre? Da, e o bună întrebare. E bună întrebare. Adică fără niciun ban, o federație olimpică care rezista un an de zile? Noi am rezistat, am mers la competiții, avem peste 1000 de sportivi legitimați, sunt 50 și ceva de cluburi și cu toate astea suntem copiii urâți din familia sportului românesc. Nu știu de ce urâți, pentru că după cum vezi sunt niște copii drăguți, simpatici, fac sport, pun pasiune. Și cred că ar trebui totuși măcar un picuț să fim și noi sprijiniți, cred. Nu știu cum ajungem să ne alegem sporturile în care investim un pic greșit. Avem atâtea fete, mai ales foarte tare la diverse sporturi și nu pompăm suficient. Avem copii ăștia frumoși. Atenție, karateul este un sport extrem de ieftin. Sălile sunt unele normale, banale, poate să fie săli de liceu, după programul liceului. Pe copii interesează simplu transportul, cazarea la competițiile mari, o indemnizație pentru campionii europeni și mondiali, pentru că e o treabă normală și naturală. Avem un moment de final pregătit cu toată lumea. Toată lumea, da. Vă rog. Sincron.
Cata. Care n-au dansat niciodată în viața lor în grup sau n-au făcut un sport de grup, vă reamintesc, nu numără nimeni. Toată lumea se ia după respirația colegului și după privirea periferică. Nimeni nu le dă comandă când să lovească sau când să pareze. Omogenitatea asta a grupului înseamnă foarte mult în ce înseamnă educație și înseamnă foarte mult în ce înseamnă tu în raport cu alții. Nu vă mai țin prelegeri, oamenii care au trecut prin arte marțiale știu unde să-și trimită copiii. Vorbesc aici de oamenii care poate nu au avut acces la informație sau nu au practicat niciodată. Mulțumim tare mult, Șihan. Și eu vă mulțumesc mult de tot. Uitați că dintre copiii ăștia, în 5, 6, 10 ani vom avea tot felul de campioni, dar vom avea și antrenorii pentru următoarele generații. Pentru că în karate așa este. Un senpai devine sensei și apoi Șihan. Le mulțumim să aibă un an ușor cu toții.